Stiluri decizionale O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa a 8 -a. Te-ai întrebat vreodată cum iei în general decizii? Alegerile pe care le facem zilnic, hotărârile pe care le luăm atunci când avem de rezolvat o situație, înseamnă de fapt luarea unor decizii. Modul în care luăm decizii, facem alegeri, poate diferi de la o persoană la alta, chiar dacă situația cu care ne confruntăm este aceeași. Gândiți-vă la o situație recentă din viața voastră în care a fost nevoie să luați o decizie. Pentru a înțelege cum luăm decizii în general, vă propun să analizăm în următoarele minute o situație simplă la care sunt aproape sigură că v-ați gândit și voi. Cu ce să mă îmbrac azi? Pentru ca alegerea noastră să fie una potrivită, este important să ținem cont de câteva aspecte care ne pot ajuta și anume. Unde vom merge îmbrăcați astfel? La școală, la plimbare, la o petrecere, în excursie, la joacă vom sta în casă? De asemenea, vom avea în vedere anotimpul, momentul zilei, vremea de afară dacă trebuie să ieșim din casă, astfel încât ținuta să ne asigure confortul necesar, să nu ne fie fric sau cald, hainele să fie curate, potrivite ca mărime. Așadar, vom avea în minte răspunsul la întrebarea când vom merge. În plus, vom avea grijă ca răspunsurile la primele întrebări să fie adecvate și scopului pentru care ne îmbrăcăm, și anume: să mă relaxez, să mă odihnesc, să învăț, să lucrez sau să mă joc. Cu siguranță v-ați dat seama. Că modul în care ne vom îmbrăca va diferi în funcție de răspunsurile fiecăruia dintre noi la aceste întrebări. Modul în care obișnuim să luăm decizii în general, în situații care presupun alegerea dintre mai multe alternative, ne definește stilul decizional. Dar să vedem cât de diferiți putem fi atunci când avem de luat decizia cu ce să ne îmbrăcăm când mergem, de exemplu, la o petrecere. Marian și Adriana sunt elevi în clasa 8 -a. Înainte de a-și alege hainele cu care să se îmbrace la petrecerea la care au fost invitați, s-au gândit încă de aseară în ce moment al zilei are loc petrecerea, unde este organizată, cum va fi vremea, ce haine au la dispoziție, deci au luat în calcul și au analizat cu mare atenție aspectele care îi pot ajuta să ia o decizie potrivită. După ce au cântărit bine opțiunile, și-au pregătit cu grijă hainele. Dacă de obicei analizez cu atenție avantajele, dezavantajele și consecințele fiecărei opțiuni pe care o ai în vedere atunci când trebuie să iei o decizie, dacă ești sigur pe tine, dacă ai încredere, ești organizat și elaborezi planuri detaliate pas cu pas înainte de a alege, atunci stilul tău decizional este unul rațional. Pentru deciziile care au consecințe pe termen lung asupra noastră, ca de exemplu alegerea școlii, a profesiei, Stilul rațional s-a dovedit a fi cel mai eficient. Spre deosebire de colegii lor, Miruna și Sebastian nu au încredere că vor reuși să-și aleagă singur ținuta pentru petrecere, de aceea cer sfaturi prietenilor, colegilor, familiei, care, în opinia lor, vor ști cu siguranță cu ce le-ar sta mai bine. Ei se lasă ușor influențați de părerea celorlalți și de modul în care aceștia consideră că ar fi bine să se îmbrace pentru această ocazie. Dacă în majoritatea situațiilor care necesită luarea unor decizii, îi lași pe ceilalți să aleagă în locul tău, ai un stil decizional dependent. În spatele acestui stil decizional se poate ascunde nesiguranța, neîncrederea, frica de a nu greși, dorința de a fi pe placul celorlalți. Atunci când avem de luat o decizie într-un grup din care facem parte și care afectează pe cei de lângă noi, acest stil decizional poate fi unul potrivit. Emil și Elena nu sunt hotărâți cu ce să se îmbrace la petrecere. Se gândesc că mai este timp, că pot apărea modificări în ceea ce privește data petrecerii, locul acesteia, că poate fi chiar anulată, de aceea consideră că deocamdată nu este cazul să-și ocupe timpul cu alegerea ținutei. Această modalitate de a aborda luarea unei decizii este caracteristică stilului evitativ. Din această categorie fac parte de obicei persoanele care se ghidează după proverbul Ce poți face azi, lasă pe mâine, că poate poi mâine nu mai trebuie să faci. În alegerea ținutei, Mihaela și Sorin se bazează pe ce simt că se potrivește pe moment să îmbrace. Nu acordă prea multă atenție și timp căutării hainelor potrivite. Vor alege în funcție de cum vor considera ei fără să-și facă mari probleme, și fără să caute prea mult. Un stil intuitiv, precum cel care îi caracterizează pe Mihaela și Sorin, poate fi eficient în cazul unor decizii cum sunt alegerea activității pentru petrecerea timpului liber, sau unei cărți ce urmează a fi citită. Denis și Laura nu-și fac mari probleme în alegerea hainelor. Ei aleg pe loc, rapid, fără să stea pe gânduri și să analizeze în detaliu variantele pe care le au la dispoziție. Această modalitate de a lua decizii este caracteristică stilului spontan. Acum că am aflat câteva dintre elementele definitorii ale stilului rațional, dependent, evitativ, intuitiv și spontan, îți propun următorul exercițiu pe baza exemplelor prezentate mai devreme. Verifică și asociază corect fiecarei descrieri stilul decizional potrivit. Iată și răspunsurile corecte. Tu cum ai răspuns? Gândește-te acum la modalitatea în care obișnuiești tu să iei în general decizii. Care este stilul tău decizional? Indiferent de stilul decizional pe care l-ai deja sau pe care ți l-vei forma, este bine de știut că acesta poate fi îmbunătățit. Totuși, un proces de decizie echilibrat include de regulă elemente specifice mai multor stiluri decizionale și trebuie întotdeauna adaptat situației specifice care necesită luarea unei decizii. Nu există un stil decizional mai bun decât altul. Contează însă contextul și conținutul deciziei. Uneori, o decizie luată în mod spontan sau intuitiv îți poate salva viața, alteori ți-o poate amenința, cum ar fi, de exemplu, decizia de a fugi din fața unui animal fioros care aleargă spre tine. Pe de altă parte, un stil evitativ sau dependent în luarea unor decizii poate amâna sau chiar anula un eventual succes condiționat de luarea deciziei de a participa la un concurs. După cum am mai spus, stilul rațional este potrivit atunci când avem de luat decizii importante pe termen lung. Alegerea școlii, a casei, a unor bunuri de valoare, a persoane cu care dorești să-ți întemezi o familie sau alte asemenea decizii.